Vreau să vedem un material cu totul deosebit, pentru că știți că în toată această perioadă am mers peste tot în țară și am aflat ceva, că străinii iubesc România. În ultimii 10 ani, pentru aproape 1 milion de străini, țara noastră a devenit acasă. Fie că vorbim despre americani, francezi, belgieni sau nemți, țara noastră este fără doar și poate locul în care se simt împliniți. Cum văd ei viitorul politic al României? Ce ar trebui să facă viitorul președinte al țării și de ce nu ar trebui să fim tratați ca o țară de mâna a doua? Vedem în reportajul semnat de Maria Linda și Liviu Dochiță. Cine n-are străini să-și cumpere? De câte ori n-ați auzit asta? Sunt țări pe Mapamond care asta fac. Cumpără în tot felul de variante străini, ca să muncească, să investească, să trăiască. România este printre țările privilegiate ale lumii care nu trebuie să cumpere. Străinii care ajung să stea aici sunt impresionați de țară și de oameni, așa că rămân. Muncesc, investesc, plătesc impozite aici, oferă locuri de muncă, iar mulți dintre ei își fac familii în România. Uneori ajung și să voteze, ca cetățeni români. Bună ziua, Ovidiu! Salut! Salut! Ce faci? Bine! Bine ai venit! Am venit la tine. El știe, Ovidiu, că îmi place vin românești mai mult. Dacă am de ales la Ovidiu, pentru că este și vin francez și vin românești, caut un vin românești, nu un vin francez. El este Patrick Molen. S-a născut în Franța, iar în 2013 ajungea pentru prima dată în România. A fost detașat să se ocupe timp de 3 ani de dezvoltarea filialei din Sibiu a unei companii franceze. Când a ajuns, nu știa nimic despre Sibiu sau despre România. Am venit aici fără nicio gândire și am descoperit acum că este țara mea. Am simțit ceva diferit. Am descoperit oameni foarte implicați, foarte modest, poate și prea modest. La finalul celor 3 ani, Patrick și-a anunțat șefii francezi că el rămâne la Sibiu. Chiar și astăzi crede că este una dintre cele mai bune decizii pe care le-a luat vreodată. E mândru de ce a făcut, însă nu datele economice îl impresionează, cât faptul că din munca lui au rezultat aproape 1000 de joburi. Când ai astfel de responsabilități, e firesc să fii cât se poate de atent la politica țării. Sunteți cetățean străin care trăiește, locuiește aici, plătește taxe, impozite și așa mai departe. Care ar fi profilul președintelui, viitorul președinte? Pentru politic avem nevoie de oameni care sunt vorbitori, care sunt auzit. Cunoscut, dar și recunoscut, care când vorbești sunt aproape de populație, care o echipă care gândește pentru termen lung pentru România. Avem încă mult și cred prea mult de cetățeni români care plec în West. Așa e, trebuie să fie și un obiectiv, că nu plec așa de mult de persoane în West, că există un viitor în România. Cred că în România avem nevoie de persoane care să fie focusate cu termen mediu și termen lung. Pentru mine, prioritatea e educație, că pachet, că sunt copii care ieși de școală cu nimic. Educație prima dată și la doilea, că să fie mai recunoscut în Europa, că nu este o țară din Est, cum auzim des, este o țară din Europa. Am nevoie și de mai mult de autostrada și de autostrăzi, infrastructura. Infrastructuri care sunt necesare de 10 de ani, care nu avem. Patrick e mândru când își dă seama cât de mult a recuperat România din decalajul cu alte state din Europa. Și-ar dori ca viitorii aleși să-și asume termene mai precise în proiectele pe care le propun. Același lucru l-ar vrea și un alt străin care s-a mutat în România. Scott Eastman e american prin naștere și sibian prin vocație. Profesor, analist de politică externă și fotograf, Scott locuiește în România din 2005. A venit, a văzut, s-a îndrăgostit, a rămas. Pragmatic, doar american,
știe clar ce vrea de la oamenii politici. One of the things that's important to me is that whoever the president is, that they continue to have positive relations with the U.S., with the EU, with international partners from wherever. And so that's something that I think is important and more important than normal, obviously, because of the war in Ukraine. And we obviously don't know exactly how that will continue. Continuing to focus on improving education, all of the things that make the country stronger. Beyond that, I think it's, to continue to develop the country. There's a lot of things that have changed positively since I first came here. Many of them, we could say too slow, but they have progressed. So, for instance, moving forward on the highways, which clearly, is as slow as it's gone, there is improvement and that needs to continue. Culme, îi place sistemul românesc de alegere a președintelui mai mult decât cel din țara natală. In Romania, also, you start with a lot. I don't know what it is now, 12 or 14, whatever. But if no candidate gets more than 50%, which is most likely the case, then you'll be down to two for the final round. I also like that in your final round, it's just who gets the most votes. Whoever gets the most votes wins. One thing that I would like to see positively change in Romania is that this is not about the top level of the political class, but the general population. In the US, we are generally pretty involved in the elections. So many, many people donate. They may donate $5, but even if they donate $5, somehow they get involved. They feel more engaged in the process, not only about voting, but feeling like, okay, their $5 may mean nothing compared to some mega donor, but many people giving small amounts of money still means that the politician may have to listen to them more. Întotdeauna poporul ar trebui să știe ce fac aleșii, iar aleșii ar trebui să știe ce vrea poporul și să negocieze bine interesele țării în afară. One of the things that's important is, depending on the politician, well, for all of them, at least an ability to communicate in English, and I'm not just saying this because I feel odd saying this since I'm a native English speaker, but I think it is important that they have enough command of English that if they're at international meetings, they can understand. They don't have to be brilliant at it at all. They don't have to be great orators, but at least be able to communicate. You can always work through translators, but you lose something. And so I think that you lose something. You lose something. You always lose something. It's like even me with Romanian, I can understand most Romanian, not everything, but I can't speak it well. That's, I make enough grammar mistakes that if I was doing this interview in Romanian, it'd be a disaster. Marcel Ciolacu, it's learning English right now. Yeah. It's a good time. It's too late. It's good that he learns now. So I have no idea when they say he's learning. I don't know how well he knows it. I also don't know how fast he learns. Some people are gifted and in a very short time he will be quite fine. I'm actually at least happy he's learning. E însă ceva ce nu-i place, lipsa dezbaterilor între candidați. Scott crede că dezbaterile prezidențiale i-ar fi ajutat și mai mult pe oameni să-și creeze o imagine mai clară despre cât de puternic și capabil este un viitor președinte. I think it's really important for the people to see what's the difference and see how they work under pressure. But unfortunately, as a politician, if you're winning, if you're pretty far ahead, a debate is just a chance to go to make a mistake and drop down. In the last election, previous election, President Iohannis didn't show up to the last debate. I think and it was actually, unfortunately, it was the right political move. Acum, parcă mai mult ca oricând, așteptările românilor sunt mari. Vor un președinte lider, un comunicator bun care să țină în frâu clasa politică și să unească societatea. Sunt lucruri care au lipsit cu desăvârșire în ultimii ani, spune Scott. We always wish for some very inspirational great orator, John F. Kennedy, Reagan, something who's powerful, and that's not usually what we get. And I see not only Joanna, so I'm not trying to favor one candidate, but with Joanna, with what I know about Ciucă, that they are stable, basically well-learned, wise, they're smart people. Even if they sometimes make some gaffes, even if they don't, they're not completely inspirational, they actually have a pretty good command of what's going on. Am lăsat în urmă Sibiul și ne-am îndreptat spre un alt oraș de forță al României, Brașov, orașul care, precum capital, adună în el locuitori din toate zonele României, dar și cetățenii lumii care s-au stabilit aici și au întemeiat o viață, iar la final și-au luat și cetățenia română. Priviți orașul ăsta.
Superb, superb. Ador. Chiar iubesc. Și acum că am devenit român, cetățean român, am și drept de vot. Este pentru prima dată când votați. Da. Faceți cunoștință cu Jean-Pierre Vahut. E de 20 de ani în România. O vacanță începută la Constanța și continuată la Brașov i-a dat viața peste cap. De fapt, i-a dat o altă viață, una de român. Am fost în foarte multe țări, europeane și extraeuropeane. Pot să vă spun că nici odată nu am găsit un popor atât de primitor, dispus să sare în ajutorul tău. Revelația, ca orice revelație, i-a venit pe neașteptate și negândite. Vin cu un coleg din Belgia către Brașov și la un moment dat suntem prins într-o coloană interminabilă între Sibiu și Brașov. Nu apuc o foame de numai. Și colegul mi spune, dar de ce nu întreb șoferul din fața nostru unde putem să găsim un restaurant, un chiosc, un orice? Și mă duc și mi spune, restaurant nu, but, și ia o sacoșă de pe lângă dânsul. Și mi deschide sacoșă și mi spune, luați sandwichul care doriți. Și când povestesc acum, deci după 20 de ani, încă sunt emoționat. Și așa e poporul român. Oficial, an de zile, Jean-Pierre a fost investitor străin. Și-a deschis o firmă, a angajat localnici și a vegheat la bunăstarea lor. Ca patron a înțeles că siguranța și satisfacția subordonaților lui îi asigură și lui același lucru. Așa a început să fie atent la tot ce se întâmplă în lume și să calculeze cum îl poate afecta pe el, dar și pe oamenii lui, fiecare eveniment global. Un popor care nu este și nu se simte în siguranță, este un popor care n-are cum să evolueze. Pentru mine, cel mai important este pace. Îți trebuie pace. De la viitorul președinte știe exact ce vrea și are mari așteptări. Ne spune că suntem o țară ca nicio alta. Avem un potențial uriaș și oameni valoroși, iar cei care ne conduc, asta ar trebui să vadă în primul rând. Trebuie să fii un personaj cunoscut și recunoscut pe plan internațional. De data asta, România nu trebuie să fie o țară pe locul 2. Pentru că, de fapt, așa nu este. Deci avem un bazin în România de oameni de valoare extraordinare, dar și un lider. Nu un dictator, dar un lider. Un lider care poate să se impună trei lucruri după mine. Primul lucru este ordine, doi, discipline și trei, performanță. Nu mai suntem într-o epocă unde putem să improvizăm. V-ați simțit reprezentat în afară de președinții de până acum? Nu. Când observam ce se întâmplă pe plan internațional, avem oamenii președinți care sunt unii pe lângă alții și discute, comunică. După care vedem președintul nostru care e izolat. V-a durut asta? Da. M-a durut, încă o dată repet, nu suntem o țară de pe locul 2. Avem valoare. Iar când spune suntem, nu e o greșeală de exprimare. Jean-Pierre e și cetățean român și are de gând să voteze. Știe și pe cine, dar mai ales știe de ce nu-i votează pe ceilalți. Mircea Joane este singurul candidat care corespunde cu toate criteriile care are nevoie o președinte pentru România. Cu alte cuvinte, v-ați decis? Clar. Și a fost extrem de simplu, pentru că nu am alte variante mai bune. Marcel Ciolacu, cum e? Domnul Ciolacu are două cuvinte cheie. Stabilitate și predictibilitate. Din păcate, au rămas numai cuvinte. Pe altă parte, pentru mine e un om extrem de simpatic. Vă place? Da, îmi place faptul că e simpatic, dar nu e suficient să fii președinte. O femeie președinte?
De ce nu? Pentru că nu cred că este important să fii bărbat sau femeie. Important este să fii reprezentativ pentru țara noastră. Doamna Lasconi, ca și domnul primar Coliban, n-au făcut mare lucru în... și am fi zis, chiar vorbesc acum de Brașov, când a plecat domnul Schipcaru acum 4 ani, Brașov era un oraș dinamic și domnul Coliban USR a făcut absolut tot ce putea să devină un oraș mort. Despre un oraș mai dinamic și o clasă politică mult mai atentă la nevoile cetățenilor ne vorbește și Salah. S-a născut în Orientul Mijlociu, dar de 45 de ani locuiește în Brașov. A obținut cetățenia română în 1993 și va merge la vot, așa cum a făcut-o de fiecare dată în ultimii 20 de ani. Dacă ne uităm în anii trecut, acum 15 ani, unde era în toate punctele de vedere România și acum unde e, este mult mai dezvoltat și asta. Și atunci, automat, așteptăm și noi, ca și președinte care va fi ales acum de poporul român, să fie o președinte pe măsură. Sunt foarte multe probleme cu fonduri europene. Bun venit că sunteți aici la noi. Poate prin dumneavoastră să-i transmit la domnii miniștri care au responsabilitate de fonduri europene de ce întârzi în halul asta. În plus, impozitele sunt din ce în ce mai mari, iar modificările făcute frecvent de guvernanți pe legi, ne spune Salah, nu fac altceva decât să aducă nesiguranță. Chiar dacă numărul românilor care părăsesc țara pentru o viață mai bună în vest rămâne unul ridicat, România este pentru mulți străin un spațiu ofertant pentru a trăi și pentru a munci. În ultimii 10 ani, aproximativ 700.000 de străini au obținut cetățenia română.